Hei, salutare, mă bucur că ești pe canalul meu și mă bucur că ești pe IGTV sau pe YouTube, pentru că acest video este încărcat pe ambele platforme. Pe Instagram am depășit 14.000 de urmăritori, așa că vreau să vă mulțumesc în mod oficial, suntem peste 14.000 și pe YouTube sunt peste 500 de abonați, nu sunt foarte mulți, dar având în vedere că acum 5 săptămâni am început să încarc content și conținut, eu zic că este foarte bine și eu sunt foarte recunoscător. În același timp, nu uita că acest canal poate ajuta și un prieten de-al tău sau o persoană din familie dragă care ar avea nevoie de sfaturi cu privire la un stil de viață activ sănătos, pentru că asta veți găsi aici. Dezvoltare personală, fitness, nutriție, coaching, tot ceea ce înseamnă să fii într-o formă maximă în toate punctele de vedere, atât mental, atât și fizic. Și astăzi este despre a fi în formă. Astăzi este despre a fi o versiune mai bună a noastră și despre asta voi vorbi astăzi. Având în vedere că s-au scos câteva restricții, asta nu înseamnă că nu trebuie să ne protejăm, normal, având în vedere pandemia în care ne aflăm. Dar având în vedere izolarea pe care noi am avut-o două luni și un pic în case, ne-a dus într-un punct în care poate n-am mai avut timp să facem sport sau n-am făcut sport sau am neglijat acest aspect sau stilul nostru de viață a fost deficitar și eu cred că mai mult ca niciodată trebuie să ne spunem ok, gata, trebuie să am grijă de mine, trebuie să am grijă de cum arăt, de ce mănânc și de faptul că trebuie să fiu în formă și trebuie să fiu o versiune mai bună a mea. Și atunci începe prin decizia de a spune eu nu mai vreau să fiu cum eram înainte, eu nu mai vreau să mănânc cum am înainte, eu nu mai vreau să fiu puturos dacă eram puturos, eu nu mai pot sta doar în fața televizorului și în fața serialelor sau doar la job, pe scaunul, din fața laptopului, da, la job, nu mai pot, da, trebuie să fac o schimbare și aveți două lucruri pe care le puteți face în același timp, concomitent. Unul la mână, vă puteți antrena cu mine online, aveți acces la nelimitat la antrenamentele mele pe Zoom. Ce trebuie să faceți este doar să-mi scrieți pe Instagram sau pe Facebook, Antonio Enache pe Facebook sau pe AntonioFit24 pe Instagram, dacă vezi acest video acum pe YouTube, și să-mi spui vreau ID-ul de Zoom pe aplicația Zoom, este gratuită aplicația Zoom și antrenamentele sunt gratuite de 3 ori pe săptămână, vei avea acces la antrenamentele mele live online. În același timp îți recomand să ieși în aer liber să faci sport, să mergi pe jos, ori să mergi într-o mică drumeție, ori să alegi, ori să mergi cu bicicleta. Sălile încă sunt închise și vor fi închise. Și e bine că sunt închise în acest moment, din punctul meu de vedere, având în vedere că avem această adaptabilitate online și trebuie să ne ferim de acest virus și e bine să nu răspândim virusul în acest moment și mai bine să controlăm lucrurile. Am înțeles că din luna iulie probabil sălile o să redeschidă cu anumite restricții, cu igienă, cu limitare între noi. Da, dar asta e altă poveste. Până atunci, ce putem să facem? Facem sport în aer liber, bicicletă, alergat, mers pe jos, ai acces la antrenamentele mele online, inclusiv la cele live, inclusiv la înregistrări. Înregistrări ai pe YouTube foarte multe. Multe din live-urile pe care le fac pe Zoom le încarc inclusiv pe YouTube și înregistrarea rămâne acolo cu tot antrenamentul. Așa că poți să te duci pe biblioteca video pe YouTube și poți face sport acolo. Un alt aspect foarte important de care trebuie să țineți cont în perioada următoare, dacă vreți să vă repuneți în formă sau să fiți în formă. Și eu cred că fiecare dintre noi putem să fim cea mai bună versiune a noastră în perioada următoare dacă ne dorim cu adevărat. Și al doilea aspect foarte important după capitolul sport, capitolul numărul 2 se numește nutriția pe care eu dau corpului meu în fiecare zi. Noi trebuie să-i dăm peste 114 nutrienți corpului nostru în fiecare zi. Trebuie să nu mâncăm mai multe calorii decât arde corpul nostru dacă nu vrem să ne îngrășăm. Dacă vrem să ne definim și vrem să slăbim, trebuie să mâncăm mai puține calorii decât arde corpul nostru în stare de repaus. Este foarte, foarte simplu. Normal, parte dintr-o alimentație corectă și dintr-o nutriție corectă face inclusiv hidratarea. Trebuie să bem minim 2 litri de apă în fiecare zi, fără băuturi carbogazoase, fără dulciuri, fără prea multă pâine și trebuie să avem, normal, toată lumea mă întreabă și ce trebuie să mănânc. E simplu, trebuie să ai un plan de 3 mese pe zi, mic dejun, prânz și cină. Trebuie să ai două gustări proteice dacă tu ești într-un plan și ai un obiectiv de a arde din grăsim, de a slăbi sau de a defini sau de a crește masa musculară și majoritatea dintre noi ne dorim asta, să fie o versiune mai bună a noastră din acest punct de vedere. Așa că avem un plan de 5 mese. 3 mese principale, 2 gustări. Trebuie să mâncăm mai puține calorii decât arde corpul nostru, să mâncăm bogat nutritiv. În toate aceste calorii pe care noi le vom mânca în fiecare zi, apropo, trebuie să afli câte calorii arde corpul tău în stare de repaus, deoarece toți suntem diferiți, poate prietenul tău cel mai bun arde 2000 de calorii, poate tu arzi 1500 de calorii în stare de repaus. La aceste calorii arse în stare de repaus veți adăuga caloriile active, da? Cât ard eu
În momentul în care mă antrenez într-o zi, am ars 200 de calorii, am ars 300 de calorii, am făcut o drumeție, am mers pe jos, am ars 100 de calorii, adăugați la rata metabolică în repaus caloriile pe care le-ați ars fiind activi. Și atunci va trebui să mâncați mai puține calorii, cu 20-25% decât arde corpul în stare de repaus, spre 30%, în funcție de cât de bogat nutritiv o să mâncați în ziua respectivă. Revin. Proteina este foarte importantă. Femeile undeva la 75 de grame de proteine în fiecare zi, bărbații undeva la 100 de grame de proteine în fiecare zi. Dacă suntem atleți, dacă avem scopuri pe partea de fitness, poate va trebui să depășim 100 de grame de proteine în fiecare zi, în funcție de obiectivele pe care le avem. Vreau să cresc masa musculară, vreau să mai pun mușchi, vreau să mă antrenez cu greutăți. Automat am nevoie de, sau chiar și cu greutatea corpului, da. Dacă fac calisthenics, automat am nevoie de forță și am nevoie de proteine care să-mi dea acea forță, să mențin masa musculară în formă. Așa că trebuie să am grijă la ce mănânc, trebuie să am grijă la activitatea mea fizică. În același timp, punctul numărul 3, e motivația pe care eu trebuie să mi-o dau eu mie în fiecare zi. Să mă uit în oglindă și să mă întreb de ce fac eu asta, de ce îmi doresc eu să devin o versiune mai bună a mea, de ce vreau eu să fiu mai sănătos, de ce vreau eu să fiu în formă, de ce vreau să arăt mai bine, pentru cine vreau să arăt mai bine, vreau să arăt mai bine pentru mine, în primul rând, pentru că eu trăiesc în acest corp, da, e templul meu, e cea mai importantă casă, da, pentru mine, e cel mai important bun al meu, nu există nimic pe lumea asta pe care poți cumpăra mai valoros decât corpul tău și dacă tu îți bagi joc fix de corpul tău, da, ce o să faci, da, în viața asta. Așa că mai bine trăim cu o mentalitate, mai bine la 70 de ani să fiu în formă, decât să spui mai bine mănânc ce vreau, pentru că o viață am și la 55 de ani, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu tine. Da? Din păcate, peste 40% din români au luat în greutate în această perioadă de izolare. Peste 40%. Este un număr impresionant. Ceea ce înseamnă că oamenii nu au făcut sport acasă. Chiar dacă, de exemplu, în comunitățile mele veți vedea inclusiv pe YouTube, la unul din live-uri, 2500 de oameni conectați la live care au făcut sport. Per total, sunt puțini oameni care au făcut sport în această perioadă. Fiind să le închise, neavând voie să ieși din casă, stres, anxietate, sedentarism normal, am fost sedentari și ne-am dus în acest context. Dar puneți această motivație tu cu tine. Vreau să fiu o versiune mai bună a mea pentru mine, da? Nu pentru altcineva. În același timp, gândește-te cum viața copiilor tăi se poate îmbunătăți dacă tu vei fi mai în formă. Dacă ai copii. De exemplu, dacă eu aș fi avut acum surplus de greutate sau aș fi fost obez, vă zic sincer, nu aș mai fi putut alerga după Lucas, băiețelul meu, cum alerg acum, pentru că alergă e ca un titire, se joacă într-una și trebuie să fac sport cu el, da? Indirect eu transpir când mă înșoc cu el, pentru că mă solicită foarte mult. Dacă n-aș fi fost într-o formă bună, n-aș fi putut, da? Și e vorba inclusiv de impactul pe care tu poți să-l ai prin propria ta sănătate față de familia ta. Faptul că ești apt de muncă, faptul că ești energic, faptul că ești în formă, inclusiv pentru soția ta sau pentru soțul tău sau pentru partenerul tău de viață. Din punctul meu de vedere, dacă eu arăt bine și dacă vreau să fiu în formă, asta înseamnă inclusiv un respect pe care îl arăt partenerului meu de viață. Pentru că nu există doar varianta în care dacă mă iubește, mă iubește și așa. Pentru că, apropo, dacă nu, eu nu mă iubesc pe mine, cum pot să am pretenția ca altul să mă iubească pe mine dacă eu nu mă iubesc pe mine? Și eu dacă nu mă iubesc pe mine, înseamnă că nu am grijă deloc ceea ce mănânc, nu fac sport și nu vreau să fac o schimbare. Dar am pretenția ca alții să mă iubească pe mine, dar eu nu mă iubesc pe mine. Ceea ce pic înseamnă o contrazicere, așa că vă invit să gândiți în acest context. Dacă nu ești de acord cu mine, no problem, poți să nu urmărești acest video, poți să dai unsubscribe, doesn't matter. Dar dacă tu ești într-un context în care chiar vrei să faci o transformare, vreau să te gândești la toate lucrurile care te motivează, pentru care tu dorești să fii o versiune mai bună a ta. Vrei să arăți bine pentru tine, vrei să fii sănătos pentru tine, vrei la 70-80 de ani să fii în aceeași formă, dacă e nevoie. Apropo, mama mea are 52 de ani, este într-o formă extraordinară, are pătrățele și e în formă maximă. De ce? Pentru că își dorește. Oana urmează să nască în 3 săptămâni, avem o fetiță, abia aștept și are ca obiectiv să revină în forma în care era înainte să fie însărcinată repede, pentru că își dorește pentru ea să fie în formă, își dorește să aibă acea stimă de sine, își dorește să fie o versiune mai bună a ei pentru copii, să poată să fie în formă cu ei, să fie un model pentru clienții ei în același timp, pentru că cu asta se ocupă și în același timp noi amândoi să fim în formă unul pentru altul, pentru că ne iubim și normal arătând într-o formă mai bună amândoi, automat respectându-ne unul pe altul, fiecare, eu
pe mine, ea pe ea, automat există o conexiune în toate aceste, în tot acest sens. Există o logică în tot acest lucru. Nu vreau să vă lungesc cu asta, dar vreau să înțelegeți că totul are legătură. Așa că puneți motivația clară și dacă o să ai o motivație clară, lucrurile se întâmple. Nu uita că poți beneficia de 15 minute de coaching cu mine, dacă îți dorești, scrie pe Instagram sau pe Facebook sau pe... Nu scrie pe YouTube, pentru că o să fie greu să vizualizezi, scrie pe Instagram sau pe Facebook și cu siguranță o să-ți răspund și o să te ajut să fii o versiune mai bună a ta, pentru că normal fiecare plan trebuie personalizat. Nu uita, poți gratuit să faci sport cu mine în fiecare săptămână, de 3 ori pe săptămână și dacă te-au ajutat inclusiv informațiile sau te-au motivat să faci ceea ce știi că trebuie să faci, dă-i drumul la treabă, îți mulțumesc, ne vedem în episodul următor, găsește-ți motivația, nu renunța, crede în tine, crede în visele tale și tu poți să fii cea mai bună versiune a ta. Mulțumesc foarte mult, succes!